Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate de la A la Z. Astăzi, în studioul Media TV, alături de mine se află medicul stomatolog Vlad Nichita, căruia vreau să-i spun bine ați venit. Bine v-am găsit. Și să îi mulțumesc încă o dată că a dat curs invitației noastre. Cu multă plăcere, mulțumesc și eu de invitație. Împreună cu dumnealui am hotărât să discutăm despre un subiect, spun eu, interesant atât pentru părinți cât și pentru copii, și anume despre igiena orală a copiilor. Cât de importantă este igiena orală a copiilor și de când trebuie făcută? O vizită în cabinetul stomatologic este necesară încă de la apariția primilor dințișori, chiar la vârsta de 7-8 luni, chiar până într-un an, pentru ca cel mic să se obișnuiască. Până când problemele să-și facă apariția, este cel mai bine să prevenim și cu atât mai mult este mult mai important să ne împrietenim cu cel mic, pentru că aceștia nu au aceeași complianță ca și pacientul adult. Tocmai de aceea, în clinicile specializate pe pedodonție, se abordează altfel primirea pacientului. În primul rând, la prima vizită, de obicei, încercăm să-l acomodăm cu mediul, să-i prezentăm instrumentarul, să creăm o relație de prietenie, astfel încât pacientul să capete încredere în noi și să nu-i fie teamă de ceea ce îi se va întâmpla. Mai important este cum abordează și părintele acasă. Pentru pacientul copil este mult mai important și cum îi se expune prima vizită la medicul stomatolog, astfel încât atât medicul cât și părintele trebuie să formeze o echipă pentru ca pacientul să fie mult mai liniștit. Vreau să vă întreb, în momentul în care apar primii dințișori, cum ar trebui executat de către părinți periajul? Primii dințișori apar în jurul vârstei de 6 luni și aceștia trebuie igienizați nu neapărat printr-un periaj riguros, ci printr-un periaj cu periuțe speciale pentru copii. Sunt periuțe cu peri foarte moi, periuțe soft, cu care copilul trebuie obișnuit încă de la vârste foarte mici. Mai important este ca după ultima masă, chiar dacă pacientul are vârste mici, chiar dacă încă este alăptat, după ultima masă este important ca acesta să fie igienizat. Este puțin mai dificil, pentru că de obicei după ultima masă copilul adoarme și de multe ori ne întâlnim cu problema că părintele ne spune cum că copilul a adormit și de teamă să nu-l trezească, nu l-a mai spălat pe dințișori, nu i-a mai curățat dințișorii. Este important de făcut o igienizare, nu neapărat periaj, dar pentru ca dinții să rămână curați pe timpul nopții, să nu dezvolte bacterii și să se subțieze smalțul, apoi demineralizându-se, ajungându-se la carie, este cel mai important ca dinții să fie curățați. Chiar cu degetul înmuiat în apă, degetul badijonat înmuiat în apă și curățați. Nu spun că ar trebui stopat alăptatul după o anumită vârstă. Nu, atâta timp cât dinții sunt curați și realizează o igienă corectă, alăptatul nu alăptatul în sine este o problemă, ci igiena deficitară. Ce ne spuneți dumneavoastră în calitate de stomatolog despre faptul că cei mai mulți dintre părinți sunt de acord cu suzeta la copii și chiar până la vârste mai înaintate?
De obicei, părintele utilizează suzeta pentru a liniști copilul. Suzeta folosită în exces poate deforma maxilarul copilului, astfel încât atunci când copilul va crește, va avea o problemă destul de majoră a masticației, ca să nu mai spunem de cea estetică și chiar și fonetică. Se adâncește cerul gurii, palatul, și dinții au o tendință de a migra spre exterior din cauza acestei suzete sau chiar a degetului. Că uneori se înlocuiește suzeta cu subtul degetului, o problemă mult mai gravă decât cea anterioară. Deci recomandarea dumneavoastră este să nu utilizăm suzeta la cei Cât mici, mai doar puțin. în cazuri În extreme. cazuri extreme și mai sunt cazuri în care suzeta este îndulcită sau înmuiată în diferite substanțe, cu atât mai mult nu. Vreau să vă întreb, pentru că tot auzim în zilele noastre termenul de sigilare, în momentul în care celor mici le apar dinții definitiv. Ce presupune mai exact această sigilare și când ar trebui să ne dăm seama că trebuie să ajungem la medic să... Vizitele regulate la medic ar trebui făcute, cel puțin în perioada dentiției temporare, ar trebui făcute cam la 4-5 luni, nu chiar la 6 luni, cum ar trebui să fie făcute la pacientul adult. Dacă medicul consideră că odată cu apariția dinților permanenți, molarilor de 6 ani, care nu înlocuiesc dinți temporari și există riscul ca părintele să nu-și dea seama că dinții permanenți au erupt pentru că nu a căzut niciun dinte, nu s-a exfoliat niciun dinte. Dacă medicul consideră că pacientul are un risc arios crescut și există un risc mare ca molarii permanenți să prezinte și ei carii la un moment dat, atunci se impune sigilarea dinților în primele 6 luni de la erupție, maxim primele 6 luni de la erupție. Sigilarea în sine este o manoperă foarte ușoară, foarte simplă. Se igienizează bine dintele, se spală cu pastă și o perie profesională în cabinet, după care pe suprafața masticatorie, pe suprafața orizontală a dintelui, se aplică un lac în acele șanțuri. Se aplică un lac preventiv pentru a nu se forma carii și acel lac prezintă și o cantitate de flor cu eliberare treptată, tocmai pentru ca smalțul să fie din ce în ce mai puternic, ca smalțul să se întărească. Ce fel de paste de dinți ne recomandați dumneavoastră pentru copii? Trebuie să achiziționăm o pastă de dinți specială pentru copii sau ei pot folosi și pasta de adulți? Până în jurul vârstei de 3-4 ani se folosesc paste de dinți exact pe categoria de vârstă a copilului, cu o cantitate mult mai mică de flor, pentru că la această vârstă copilul încă nu are deprinderi de a elimina excesul de pastă de dinți după igienizare și există riscul să ingere acea pastă de dinți care conține flori și n-ar fi bine să ajungă în stomac. După vârsta de 3 ani, tot sunt alte categorii de paste de dinți cu o cantitate de flori ușor mai crescută, dar necesară pentru categoria de vârstă a copilului. Atunci se poate folosi fără niciun risc, se poate folosi acea pastă de dinți. După vârsta de 7 ani se pot folosi, pot trece pe pastele de dinți de adulți. Vreau să ne spuneți dacă nu respectăm cu strictețe
și nu facem corect igiena orală a copiilor, la ce riscuri se expune? Adică, în afară de carii, el poate să pățească și altceva, știu, la gingii sau... Exact. Dinții temporari, din punct de vedere al igienei, se comportă aproximativ la fel cu cei permanenți ai adultului, la fel ca și la noi. Dacă nu igienizăm corect cavitatea bucală, există riscul de apariție al cariilor. Netratate se agravează în acces și ajungând până la extracție. Dacă igiena copilului este precară, pe lângă acest risc de apariție al cariilor, se inflamează gingiile, sângerează la periaj, sângerează la masticație, apar dureri în timpul deglutiției, în timpul masticației și copilul atunci începe să refuze hrana, să nu se mai hrănească, să nu se mai alimenteze, ajungând la medicul stomatolog într-un moment în care există mult mai multe manopere de efectuat pentru un tratament complet. În general, celor mici li se întâmplă să li se clatine un dinte și atunci părintele, știți, ca atunci când eram mici, cu ațișoara îi trage și este o metodă bună. De cele mai multe ori le recomandăm părinților să ca cel mic să-și miște singurel dintele și să și-l scoată singur. Pentru că atunci când pășește în cabinet are oarecare teamă, mai ales când știe că îi se va scoate un dinte. De cele mai multe ori, v-am spus, le recomandăm părinților ca cei mici să se realizeze singur extracția, dar nu cu ață sau acele metode mai învechite, Mai puțin profesionale. foarte puțin profesionale. Vreau să vă întreb dacă este un mit faptul că dacă are loc periajul de mai mult de 2 ori pe zi, se poate subția smalțul dintelui. Nu, nu, în niciun caz nu se subțiază smalțul dintelui. Este recomandat ca periajul să se realizeze după fiecare masă. Atâta timp cât periajul este realizat corect, nu există niciun fel de problemă și mai ales la copii, unde, așa cum v-am spus mai devreme, periuțele recomandate ar fi cele soft, cu atât mai puțin există riscul ca smalțul să fie subțiat, deci exclus această problemă. În general, micuții când aud de dentist au așa o teamă, cei mai mulți dintre ei. Vreau să vă întreb cum vă descurcați cu cei anxioși? Dacă după primele două, trei ședințe pacientul nu s-a acomodat și este un pacient mai agitat, să-i spunem așa, există metodă de inhalosedare. Este un amestec de oxigen și protoxid de azot, o sedare conștientă, unde pacientul respiră pe o măscuță, respiră acest gaz și îl mai liniștește. Nu îi suprimă din simțuri, el simte absolut tot ce îi se întâmplă, însă este mult mai relaxat și ne putem desfășura manoperele în siguranță, că pacientul nu se va mișca, nu va. Mă rog, de obicei pacienții se mai și plictisesc, fiind mici, nu au așa multă răbdare, însă atâta timp cât realizăm manopere sub inhalosedare, încercăm să realizăm cât mai mult și cât mai rapid. Cum reușiți să-i tratați pe copilași cu nevoi speciale? Aici este o problemă pentru că cei cu nevoi speciale nu au absolut deloc răbdare, nu avem cum să ne înțelegem cu ei, cum să le tratăm problemele care de multe ori sunt mari.
pentru că nici nu se spală corect pe dinți, nici părintele nu îl poate ajuta pentru că nu-l ascultă. Și în acest caz recurgem la ultima metodă, la analgosedare, la anestezia generală, unde avem medici anesteziști care supraveghează pacientul pe toată perioada intervenției. În acest caz, nu executăm doar o singură manoperă pe un singur dinte, ci toată intervenția durează în funcție de gravitate, aproximativ 2 ore, 2 ore jumate, 3 ore, pentru a reabilita complet cavitatea bucală a pacienților cu nevoi speciale. Deci, practic, în aceste 2 ore încercați să rezolvați toate problemele pe care micuțul le-a Cât mai mult, dobândit în timp și cât da. mai multe ca să nu fie nevoie să Să repetăm această repetați manoperă, manopera. da. Cam la ce vârstă ne recomandați aparatul dentar pentru cei mici? Pentru a parte dentare, în clinica noastră avem colaborări cu medici ortodonți, iar noi le recomandăm pacienților care au împlinit vârsta de 7 ani, le recomandăm să facă o vizită medicului ortodont. Chiar dacă problemele nu sunt majore, nu sunt vizibile inițial, o părere în plus, o părere de la un medic avizat pentru un aparat ortodontic sau pentru un consult ortodontic, nu este neapărat nevoie de a purta un aparat, este foarte bine de a consulta, de a avea o părere în plus de la un medic specialist pe această parte, pe această ramură a ortodonției. Aparatele sau neapărat aparatele, materialele pe care le folosiți în cabinetul stomatologic sunt diferite pentru copii față de cele ale adulților? Diferă, dar nu cu mult. În general, pentru copii folosim materiale mai prietene cu structura dentară a dintelui temporar. De exemplu, folosim materiale cu o eliberare treptată de flori. Tocmai din acest sens, dacă a fost nevoie de o curățare a unei cavități carioase, se subînțelege că smalțul acelui dinte este ușor mai subțire și mai predispus, mai demineralizat și mai predispus leziunilor carioase. Tocmai din acest motiv folosim materiale care eliberează treptat o cantitate mică de flori pentru a întări suplimentar smalțul dentar. Avem voie să folosim ața dentară la copii și dacă da, de câte ori și cum? Da, cu siguranță că avem voie. Este chiar indicată ața dentară la copii, în general pentru dinții laterali, pentru măseluțe, pentru că acolo de multe ori există carii interdentare care inițial nu sunt vizibile cu ochiul liber de la suprafață. Și aceste carii interdentare se formează tocmai din cauza faptului că între dințișori au intrat resturi alimentare și nu au fost curățate, nu au fost igienizat corespunzător. Tocmai din acest motiv le recomandăm părinților să folosească ață dentară înainte de periaj, să încerce pe cât posibil să nu lezeze gingia, papila dintre dințișori, să nu lezeze cu ața dentară, dar în același timp să și curețe foarte bine, foarte bine acea zonă, pentru că este predispusă la formarea de leziuni carioase. Ce ne spuneți despre alimentația micuților? Cum știm, de fapt, din popor, se spune că vestitele bomboane sunt cele care de cele mai multe ori cauzează carii și
aduc apariția lor așa. Nu neapărat bomboanele sau nu doar bomboanele. În principal, în ziua de astăzi, ne confruntăm cu apariția carilor la copii, de cele mai multe ori din cauza zahărului. Zahărul este conținut în foarte multe, foarte multe alimente, iar părinții nu supraveghează copilul pentru ca acesta să-și realizeze un periaj corect. De cele mai multe ori, aceste dulciuri sunt folosite ca și recompense, lucru greșit, spunem noi, pentru că cel mic vede în dulciuri o recompensă, vede în dulciuri ca fiind un lucru bun, un lucru benefic și din acest motiv cere din ce în ce mai mult. Atât timp cât se realizează un periaj corect și igiena este realizată într-un mod corespunzător după fiecare masă, riscul apariției carilor este redus. Acum, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, o să vă rog să faceți câteva recomandări. Le recomand părinților să își aducă, mă rog, copilul la cabinetul de stomatologie la vârste cât mai mici, chiar dacă nu sunt probleme, cu atât mai mult le este recomandat părinților să-și aducă copilul la stomatolog pentru ca acesta să se obișnuiască, pentru ca acesta să devină prieten cu medicul stomatolog, să vadă că este un mediu în care toată lumea este prieten, toată lumea este aproape, să își dea seama că o abordare corectă și prietenoasă asupra pacientului mic este de obicei cheia succesului pentru ca acesta să devină cooperant și ca pe viitor, atunci când va avea într-adevăr nevoie de medicul stomatolog, să nu fie nicio problemă în a colabora reciproc. Bun, vă mulțumim. Multă plăcere. Vă mai așteptăm cu drag și altă dată. Așa că, dragii mei, cam asta a fost pentru astăzi și până la o nouă ediție, rămâneți sănătoși!